Am fost la Aldi și am făcut destul de multe cumpărături, așa că am scos vară și aș vrea să iau mai multe chestii așa mai naturale, mai bio, mai rog. A fost $112. Am pus toate lucrurile la loc, am dat o pauză, am băut o cafea. Gata, am terminat toate fructele și legumele, atât de... Am venit mai înainte acasă, am adus băieții la școală și... Am fost la Aldi și am făcut destul de multe cumpărături, așa că am scos vară și văd ce am luat, că n-am mai făcut un haul de cumpărături de foarte, foarte mult timp și acum am schimbat puțin meniu, am schimbat puțin dieta și aș vrea să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Am încercat să le aranjez cât de cât pe categorii, gustări, fructe, legume și proteină, carne, ouă de astea. Dar am câteva aici, foarte puține acolo. O să vă arăt toate astea. Vreau neapărat să le pun în frigider și în congelator și după care să vi le arăt pe celelalte. După trecem la următorul lucru, că vreau să mai facem niște chestii împreună astăzi. O să încep de partea asta. Am luat aici niște cartofi din aceștia yellow potatoes. Vreau să fac un gulaș, un beef stew zilele următoare și am luat să am. Mai am câțiva la subsol și cu ăștia o să ne ajungă ceva timp. După care aici am luat niște covrigei din aceștia pentru băieți să le dau la școală ca și gustare. În fiecare zi ambii copii au nevoie de o gustare într-o punguliță sau așa. Și nu știu ce să le mai dau, că încerc să nu le dau chiar chestii cu mult zahăr și așa, plus că le cere ceva sănătos și am zis că covrigii sunt acceptabili. Am luat o pungă de aia, n-am găsit, aș vrea să iau mai multe chestii așa mai naturale, mai bio, mai organice, dar n-am găsit covrigi organici încă. După care, tot așa pentru gustări la copii la școală, le-am luat aici niște biscuițe din aceștia în formă de ursuleț, ăștia sunt cu miere și aceștia sunt cu ciocolată și înăuntru sunt câte 12 pungi. Îmi place că sunt deja împachetați individual, nu mai iau punga și le pun în ghiozdănel la copii. Tot așa, nu e cea mai bună variantă de gustare, dar ca să am diferite opțiuni am luat alea. După care am găsit aici această pungă de mixuri de seminții cu cashew, walnuts, macadamia nuts, nu știu să spun în românești, așa că o să vi le arăt așa. Am luat două pentru că sunt crudi, nu sunt cu sare, sunt 100% organici și am luat două pungi ca să am eu ca și gustare. Încerc să mănânc chestii mai sănătoase la fel. Ce mai am la gustări? Am găsit și aceste batoane cu ovăz și cu ciocolată, tot așa pentru copii să le mai dau la școală, organicii, au ingredienti acceptabile, nu sunt cele mai bune, dar nu sunt cele mai proaste, am citit ingredientele la magazin și tot ceva de genul ăsta, niște biluțe așa cu nucă de cocos, cu tot felul de seminții, o să încerc să-l dau la copii să văd dacă le place, dacă nu, tot așa pentru mine. Cam asta e la categoria gustări. În afară de cartofi, dar erau puși acolo, așa că vi-am arătat. După care, la fructe și legume am luat așa, am luat niște mere din acestea Granny Smith, merele mele preferate verzi, îmi plac foarte mult pentru că sunt acrișoare. După care am luat o pungă de asta, după care am luat o pungă de mere din acestea Gala, îmi place mărimea lor că sunt destul de micuțe și perfect pentru copii. Una de asta de roșii cherry, tot așa să le dau la copii în prânz, le pun la prânz la școală, căpșuni, două caserole, folosim foarte multe căpșuni la smoothie în ultima vreme și am la două, mi se termină bateria, sper să mă țin măcar aici, după care o să schimb bateria, trei ardei din aceștia grași, de trei culori, tot așa le mai tai felii, le mai pun la copii sau folosesc în mâncare, niște roșii din acestea, roșii normale, gata, s-au dus roșii din grădină, astea parcă nu au niciun gust, dar aia e, și nici nu avea organici la Aldi, că aș fi luat organicii, după care aici am luat doi mango, tot așa, mai mult pentru copii, nici nu mai știu sincer unde am rămas, mi s-a terminat bateria la cameră, dacă n-am mai filmat de mult, nu mai știam dacă aveam baterii, n-aveam baterii, dar am pus-o pe acea de rezervă. Spuneam că eu cu Manuel în ultima vreme facem mai mult sport și mâncăm, încercăm să mâncăm mai multă proteină, așa că în ultima vreme ne-am bazat mult pe ouă și pe carne, încercăm mai multe legume și mai puțin carbohidrați și de asta am aici două caserole de ouă pentru că mâncăm cam 2-3 ouă pe zi fiecare și am început să cumpăr prin acestea care sunt mai naturale, mai organici și sunt ouă maro și au o proteină destul de ridicată
scrie aici că fiecare ou are 6 grame de proteină și mâncăm cam 2-3, după cum am spus, am luat 2. Avem 24 de ou aici. Am luat 2 castraveți din aceștia englezești, castraveți Fabio, cum se spune la noi. Le place mult la copii, îi curăț, le tai feliuțe și le pun la prânz la școală. Aici am luat 3 din acestea de carne tocată, carne tocată organic, ce a fost la ofertă. Astăzi la Aldi am dat $4 pe o pungă din aceasta și are 454 de grame, un pound. Am luat 3, folosim foarte multă carne de asta la tacos, la ardei umpluți, la paste, la pifteluții, la foarte multe. Folosesc o dată pe săptămână, poate chiar de 2 ori uneori și am luat 3, probabil trebuia să iau mai multe, dar mai am în congelator tot așa. La fel, după care aici am luat niște carne din acesta tot de vită, tăiat așa cuburi, sunt cuburi cam mari, o să le mai tai o dată și vreau să fac cu ea un beef stew, cum am spus mai înainte, un gulaș cu carne de asta, cu morcov, cartofi, tot felul de condimente super, super bun. Și aici am luat 2 pâini din acestea organice, pâine cu semințe, pâinea mea preferată și lui Paul îi place foarte mult, Manuel cu Dominic nu prea. Dar am luat 2, eu le pun în congelator, pur și simplu scot o felie 2, le pun în toaster, le prăjesc puțin cu unt și lângă niște ouă sau așa, un mic dejun sau prânz destul de sănătos și sățios. Și în partea asta la altă o să merg direct așa, am luat 2 ciorchini de astea mari de banane, sunt verzi, singurile banane care le aveau nu aveau mai coapte și am luat așa oricum. O să ne ținem mai mult, noi folosim banane la smoothie, eu una manual, una în fiecare zi, plus ce le mai dau la copii. Una de asta de struguri, o pungă de struguri, Dominic, preferații lui sunt strugurii și încă una de nectarine aici. Nu mai știu așa exact prețul la fiecare în parte, dar dacă vă interesează pe tot ce vedeți voi aici, v-am arătat, a fost $112. Chiar e un preț foarte bun în condiții în care am luat destul de multe lucruri bio, organice, și carne, și ouă, și pâine, fructe, legume și tot ce vedeți. Da, cam asta aici am cumpărat eu de la Aldi astăzi. Boy, it's been a while since we talked and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. I can't know. I just gotta know where you are if I want to remain sane. But you're ghosting every text and call. Oh no. You could be running off with somebody else. Ooh, boy, ask myself. Yeah. Wait, maybe you're just off doing what you say. Ooh, you think I love you. Tell me what's the hold up, baby. Tell me why your phone's up lately. I don't wanna go off crazy, but I think I'm losing it. From agony, but without you here, it's hard to
keep my thoughts clean. I'm just worried there is... Am pus toate lucrurile la loc, am luat o pauză, am băut o cafea și acum am scos din nou toate fructele și legumele pe care le-am cumpărat din frigider. Mi-am spălat bine ochiul fet, o să-i pun capacul, o să pun apă rece, bicarbonat, disodiu și puțin oțet și o să pun toate fructele și legumele în chiufeta curată, să stea acolo cam 10-15 minute, după care eu o să le scot pe toate, o să le tai, o să le curăț și o să le pun în caserole speciale, să le am la frigider. În felul ăsta, dimineața când le fac micul dejun și le pregătesc prânzul pentru copii la școală, îmi vine mult mai ușor să le pun în pachetel, plus că dacă am fructe și legume, v-am mai spus asta de multe ori, dacă am fructe și legume curățate, tăiate, pregătite în frigider, le dau mult mai des la copii să mănânce ca și gustare, în loc să le dau biscuiți, pufuleți și tot felul de bazacone de genul. Când vin acasă, se uită la televizor, le dau un bol cu fructe, un bol cu legume și ei mănâncă, sau când cer ceva gustare, le ofer un fruct. Dar da, o să fac asta acum, cât e ceasul? E 1:15. Mai am cam o oră până merg după ei, așa că o să am suficient timp să le pregătesc, să le pun la locul lor și să merg și eu și băieții de la școală. Am și două mașini de haine uscate, trebuie să le pun la loc și tot așa. Dar prima oară o să mă ocup de fructe și legume. Le-am pus pe toate aici, am pus o cantitate destul de generoasă de bicarbonat de sodiu și oțet. M-ați mai întrebat parcă în trecut, să știți că dacă puneți bicarbonat de sodiu și oțet și lăsați fructele, legumele să stea cam 10-15 minute, ajută să le curățe mult mai bine și elimină pesticidele. Eu am văzut pe Instagram acest lucru, am mai văzut și la alte persoane care fac YouTube și încerc când am timp, cum e astăzi, să fac chestia asta. Așa mă simt și eu mai bine, chiar dacă n-am cumpărat lucruri organice, măcar știu că le-am spălat foarte bine. O să le las așa cam, v-am spus, 10 minute, după care mi-am pregătit aici asta. O să pun pe rând toate, o să le clătesc din nou cu apă și o să încep să le pregătesc, le tai, le curăț și le pun în caserole. Cât mai stă astea aici, o să-mi scot de aici din dulap tot felul de caserole să le pregătesc. În felul ăsta lucrez mai ușor, le scot de aici, le clătesc, le tai, le pun în caserolă și tot așa pe fiecare în parte. Different planets, watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances, empty-handed? You like the fast life, you like to drive, get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, be like when you feel the calling of me. Mi-am cam luat țeapă cu căpșunile astea. Unele arată ok, unele arată așa și așa. Nu sunt mucigăite sau ceva, dar au câteva pete pe ele. O să încerc să le sortez mai târziu și care sunt mai bune o să le dau la copii să le mănânce acum și restul probabil că o să le pun într-o pungă la congelator și o să le folosim la smoothie.
E foarte greu să alegi căpșuni, să nu fii stricate. Câteodată le vezi așa în caserolă și se văd destul de ok. Cum am pățit eu astăzi, din afară păreau foarte bine. Și când le-am răsturnat pe toate să le spăl, am observat că nu erau chiar în cea mai bună condiții, dar e ok. Am avut și mai rău, măcar v-am spus că nu sunt mucigăite sau ceva, sunt doar puțin așa stâlcite ce au petii pe ele. Gata, am terminat toate fructele și legumele, atât de frumos arată și atât de bine mă simt când știu că acum le am toate pregătite în frigider. E așa o satisfacție, nu știu cum să explic. Voi cum procedați? Când veniți la cumpărături, pregătiți fructele, legumele sau pur și simplu le puneți la locul lor și când aveți nevoie luați 2-3 lucruri, le spălați, le folosiți sau faceți așa. Eu fac jumate-jumate, uneori când am timp le pregătesc în felul acesta, alte ori pur și simplu le pun în frigider, am nevoie de câteva copșuni, scot câteva, le spăl pe moment și le dau la copii sau mâncăm, sau le pun în smoothie sau ce nevoie am de ele, dar mi-ar plăcea să fac asta mult mai des. O să încerc de acum, o dată pe săptămână, să am așa o zi, de exemplu, lunea, să merg la cumpărături, să vin acasă, să pregătesc toate astea, pentru că ia ceva timp, dar se merită cu siguranță că acum o să-mi fie mult mai ușor. O să le pun la toate capacele și o să le pun în frigider și haideți să vă arăt cum arată apa. Uitați cum arată apa, nu știu cât de vine să vede pe video. În primul rând, nu mai este o apă curată limpede, cu siguranță, e așa un cenușiu maroniu apa. Și uitați acolo pe margine, s-au adunat tot felul de chestii, bine că ăla e și de la căpșuni. Mizerie, frunzi și tot felul de chestii care au fost printre fructe. Da. Am venit mai înainte acasă, am adus băieții la școală și mă pun să fac mâncare. Astăzi e joi și joia avem fotbal, așa că mâncăm destul de devreme. Și după care după fotbal mai mănâncă e ceva, dar încerc să le dau mâncare înainte de fotbal, că după îmi cer tot felul de snack-uri și prefer să mănânce o mâncare gătită. O să fac niște paste Alfredo cu sos făcut de mine. Am pus deja apa la fier, o să pun paste din acestea pene, să le fierb. Cât timp fierb pastele, eu o să mă ocup de cărniță și de sos. Am să pun puțin ulei de măsline în tigaie. Aștept să încălzească bine. Aici am pregătit bucățele de piept de pui.
Eu le-am tăiat înainte să mergeau copiii de la școală, le-am condimentat cu sare și piper și le-am lăsat în frigider, că îmi vine mult mai ușor acum să-l folosesc. Și o să-l pun și o să-l prăjesc aici cu uleiul de măsline. Și după cum am spus, deja e condimentat. Am călit foarte bine puiul până a început să fie așa un pic auriu. Acum voi pune acest lichid, este heavy whipping cream. Cred eu că în România se numește smântână de gătit, frișcă lichidă, nu știu sincer cum să-i spun. Aici e frișcă lichidă, dacă asta aș bate-o cu mixerul și aș pune zahăr, ar deveni ca o frișcă. O să pun cam, eu pun la ochi, dar să spun așa, cam 250 de ml. Aici peste pui, da, Dominic. When I'm done with my picture, it's gonna look very good. O să arăt. O să desenez pe Messi? Yes. Spune da? Da. Așa. O să adaug și pastele pe care le-am fiert. Amestecăm bine tot. O să mai pun niște sare și piper, nu foarte mult, mai punem în farfurie, dacă e. Pastele astea se fac super rapid, în 20 minute sunt gata și sunt și super buni, o cină așa, în zile în care ai nevoie de ceva rapid de gătit pentru prânz sau pentru cină. O să pun capacul și o să las cam 5 minute maxim să fiarbă. Am lăsat să fiarbă cam 5 minute și acum voi adăuga parmezan răzuit. Eu cumpăr din acesta gata răzuit când vine mult mai ușor. O să pun tot așa la ochi. Eu așa pun parmezanul aici, amestec bine și devin super cremoase. Cine mai dorește poate să-și mai pună parmezan în farfurie, dar și pentru copii mult mai ușor așa. Se topește aici. Amestec să combin tot și super cremoase și miroase delicios. Now let's close out the side of the head. Start on the left side, then it's out. Where are you going to put this on your video, Mama? Let's go all the way over towards the right. Tonight away, I let my head down if I want.